178 de medici din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Târgu Jiu au sistat activitatea. Nu, urgențele se asigură exact ca și înainte. Este vorba numai de o grevă de avertisment cu o durată de 2 ore, între 8 și 10, a medicilor din sistemul ambulatoriu. Câți medici sunt la nivelul spitalului? 178 de medici, dar, repet, deci activitatea medicală nu este afectată. Cu toate acestea, holurile spitalului erau aglomerate de sute de oameni care au venit la spital pentru rețete, consultații sau pentru tratament. Când au ajuns însă, au găsit ușile închise pentru că medicii au refuzat să îi primească în cabinete, motivând că nu se lucrează în cele 2 ore de protest. Vorbim despre pensionari, dar și despre mămici care aveau copii în brațe. Ați reușit să intrați la cabinet? Nu. De ce? Pentru că este grevă. Și așteptați până se termină greva? Da, dar nu pot să aștept atât de mult, nu vedeți că este agitatul. Vreau să intru cât mai repede. Ați venit de mult timp? De cât timp ați venit? Sunt plecate la ora 5 de acasă. Nu stați în oraș? Nu. Am un copil acasă cu probleme și am venit să iau o rețetă. Și nu puteți să intrați pentru că e grevă? Putem pentru că e grevă. Trebuie să așteptăm. Ce v-au spus? Ne-a spus să așteptăm până la ora 10 când se termină greva. Trebuie să așteptăm că n-avem încă. N-ați știut astăzi când ați venit? Am auzit ceva la televizor, dar nu eram sigură și am zis, nu, îmi trebuie neapărat medicamentul la copil, dacă nu, ce fac cu copilul? Am un copil de 16 ani cu probleme, care este la pat. Trebuie să vin să iau medicamentul. Pe holurile policlinicii din Târgu Jiu se aflau atât medici cât și pacienți. Cadrele medicale au preferat să rămână în sălile de așteptare și nu în cabinetă până la terminarea protestului. Da, vrem să luăm atitudine toți cei care lucrăm în sistemul sanitar, medici, asistenți și așa mai departe, pentru câteva lucruri care sunt foarte importante. Dacă pornim de la principiu că sănătatea nu e totul, dar fără sănătate nu este nimica, atunci considerăm că este absolut necesar ca din PIB să se aloce 6% pentru sănătate, să fie deblocate posturile din sănătate, astfel încât necesarul de condiții materiale, cu necesarul de personal conform normărilor, să putem să asigurăm o muncă de calitate în favoarea pacientului. Medicii amenință că joi vor intra în grevă generală pe termen nelimitat. Între 8 și 10 este grevă de avertisment în spitalul din Gorj. Noi am solicitat, Federația Sanitară s-a solicitat majorarea PIB-ului cu 6% a Ministerului Sănătății. Creșterea salariilor de la 1 ianuarie 2014, respectarea normativelor de personal din spitale, precum și netransformarea spitalelor în unități, în societăți comerciale, fundații, asociații, etc. Angajații din sistemul sanitar cer alocarea minimum 6% din PIB pentru sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități.